Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. De ziua independenței Ucrainei, o rachetă rusească a fost lansată în direcția unei gări din orașul Dnepropetrovsk. 25 de oameni au murit, iar peste 30 au fost răniți. Cel mai prost scenariu la care ne putem aștepta la iarnă, în cazul în care rușii vor sista livrările de gaze naturale, este să cumpărăm gaz de pe piața europeană la un preț uriaș, afirmă experții în energetică de la noi. Ieri, guvernul a aprobat planul de acțiune în cazul în care acest lucru se va întâmpla. Doi tineri din Sângerei au ajuns după gratii după ce au fost prinși cu droguri în valoare de aproape 1 milion de lei. Este vorba despre un cuplu care riscă acum ani greu de închisoare. Ucrainenii din întreaga lume au marcat ieri ziua independenței. Aceștia au mărșăluit pe străzile din Paris, Berlin, Varșovia, Tel Aviv sau Bruxelles pentru a spune la mulți ani țărilor și pentru a protesta împotriva invadării invaziei ruse. La New York a fost dezvelit cel mai mare drapel al Ucrainei. Pentru a onora ziua independenței, ucrainenii din New York, dar și susținătorii lor din SUA, au dezvelit în Central Park cel mai mare steag național al Ucrainei din lume. Și la Bruxelles, un drapel imens a fost desfășurat în piața principală a orașului. La manifestație a participat și șefa Comisiei Europene. For me, you know, it's just amazing because it's the voice of the world, I think, not only by Ukraine, but for freedom, for liberty and for the well-being of all people all over the world. La Berlin, mii de ucraineni au marcat ziua independenței printr-o paradă a libertății pe străzile orașului. Mii de oameni au asistat și au participat la marșul de ziua independenței Ucrainei și în centrul capitalei finlandeze. O atmosferă asimilară a fost și la Viena, în capitala Austriei. Ziua independenței Ucrainei a fost marcată și în piața Palatului Regal din Varșovia, dar și la Paris. Solidarite! Ame! Iubire! Solidarite! Ame! Iubire! Incredibly important to be here today. I feel that people are starting to forget that the war is not over and it's far from over. And we need to be here, we need to show our support and it's very important. La manifestația de la Paris au participat și ucraineni care s-au refugiat acolo din cauza războiului. I believe this is our way to stay with Ukraine because the thing that we want the most nowadays is to be back home, is to have the opportunity again to sleep under the calm sky without bombing. Ucraina a marcat ieri ziua independenței în ziua în care s-a împlinit 6 luni de la invazia Rusiei din 24 februarie. Ucrainenii refugiați în Moldova au marcat și la Chișinău ziua independenței țărilor. Cu această ocazie, în capital a fost organizat un târg și un concert. Mai multe imagini de la sărbătoare vă arătăm în jurnal. Rusia ar fi pierdut până acum în Ucraina peste 45.000 de militare în aproape 6 luni de război. La pachet cu pierderile umane vin și cele ale tehnicii militare. De cealaltă parte, 9.000 de soldați ucraineni au fost uciși, iar 5.000 sunt dați dispăruți. Potrivit armatei ucrainene, 45.000 de militari ruși au murit pe câmpul de luptă în jumătate de an. De asemenea, au fost distruse aproape 2.000 de tancuri și peste 4.000 de blindate. Totodată au fost dobărâte peste 500 de avioane și elicoptere. Cifrele prezentate de Ucraina nu pot fi verificate independent în condițiile date și trebuie privite cu un grad de scepticism. Similar, și Rusia anunță că a provocat la rândul său pagube masive forțelor armate ucrainene. În bilanțul de azi, Moscova spune că în total de la debut
începutul operațiunii militare speciale, forțele sale ar fi reușit să distrugă în Ucraina peste 1800 de vehicule aeriene fără pilot, peste 300 de sisteme de rachete antiaeriene și peste 260 de avioane, deși la începutul războiului Ucraina avea oficial doar 165 de avioane. De asemenea, ar fi fost distruse peste 4000 de tancuri și 5000 de vehicule militare speciale. Nici datele prezentate de Rusia nu pot fi confirmate independent. Ce ține de victime, Moscova nu spune câți soldați ruși au murit în timpul războiului și nu prezintă vreo cifră nici despre militarii ucraineni uciși. Statele Unite au anunțat cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei cel mai mare pachet de ajutor militar oferit de Statele Unite de la începutul războiului, în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari. Potrivit președintelui american Joe Biden, acești bani vor permite Ucrainei să achiziționeze sisteme de apărare aeriană, sisteme de artilerie și muniție, dar și radare pentru a se apăra pe termen lung. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat printr-un comunicat despre cea mai mare tranșă de asistență de securitate oferită Ucrainei până în prezent. Este vorba de aproximativ 2,98 miliarde de dolari în armament și echipamente. Fondurile ar urma să provină din inițiativa pentru asistența de securitate pentru Ucraina, aprobată de Congresul SUA pentru a permite guvernului american să achiziționeze armament de la producători, în loc să le trimită ucrainenilor arme din stocurile americane existente. Vorbind sub anonimat, un oficial american a spus că noul pachet militar nu pare să includă tipuri de arme care nu au fost furnizate până acum forțelor armate ucrainene. Dacă armele vor fi cumpărate direct de la producători, acestea ar putea ajunge abia peste câteva luni în mâinile ucrainenilor. Statele Unite au furnizat până acum ajutoare militare în valoare de 10,6 miliarde de dolari Ucrainei de la declanșarea invaziei rusești. Între timp, și Germania a anunțat că va furniza Ucrainei asistență militară suplimentară în valoare de 500 de milioane de euro. Însă, la fel, acestea ar putea ajunge în Ucraina abia la anul, deoarece livrările trebuie să fie aprobate de Comisia Parlamentară de Buget a Germaniei. Ziua Independenței Ucrainei a fost celebrată și la Chișinău. Zeci de ucraineni, dar și moldoveni, au marcat împreună această zi prin muzică și dans, iar pentru copii au fost organizate ateliere de creație. Întrebați ce urări au pentru țara lor, cu toții au spus într-o voce că vor pace. Sărbătoarea a fost organizată în Parcul Alunelul din sectorul Buiucani al capitalei. Printre refugiații veniți la eveniment am găsit-o și pe Alexandra, care era însoțită de fiica sa Milena și fiul său Platon. În aprilie ei au părăsit în frică și în grabă orașul Herson. Хотим домой. Мы с оккупированного города, у нас сейчас русские в городе. Нам очень крайне тяжело, потому что там остались все наши близкие родственники. Им очень тяжело. Нам тут намного легче. Мы эвакуировались, мы проходили линию фронта, у меня дети, к сожалению, видели тела, видели русские тела, нас останавливали чеченцы, буряты, мы давали взятку, если можно так сказать, сигареты, консервы, чтобы нас не трогали. La doar 7 ani, fiica Alexandrei Milena a fost nevoită să vadă ororile războiului care i-au marcat întreaga copilărie. Fata își dorește să revină acasă, iar pentru a-și exprima solidaritatea față de țara sa, astăzi și-a pictat pe față drapelul Ucrainei. Pentru că eu iubesc Ucraina și chiar живу în Moldavia. La eveniment au fost organizate diferite ateliere pentru copii. Culorile drapelului ucrainean, albastru și galben, s-au regăsit în majoritatea picturilor. Trebuie să fim cu Ucraina cât mai bun, pentru că Ucraina este țară acum în pericol și chiar dacă nu sunt un om talentat la pictură, îmi iubesc să desenez. Nu doar ucrainenii au venit la sărbătoare, ci și moldoveni care spun că vor astfel să-și exprime solidaritatea față de poporul ucrainean. Sărbătorile lor și valorile lor contează pentru noi și să le susținem, să le arătăm acest suport. În primul rând copiilor care au fost nevoiți să-și părăsească casele și sunt convinsă că le este foarte dificil într-o țară străină. Femeilor care au fost nevoite să-și părăsească soții. Сейчас вот проливается кровь на Украине, мы доказываем очередной раз, что мы хотим быть независимы. Хочется, конечно, пожелать мирного неба над головой и украинцам, и Молдове. Визитаторii au avut parte și de un concert, artiști autohtoni, dar și din Ucraina au evoluat pe scenă. În
încercăm să le oferim posibilitatea atât persoanelor din Chișinău, cât și persoanelor ucrainene care se află în Chișinău să aibă parte de o sărbătoare, să-și sărbătorească independența bine meritată. Evenimentul a fost desfășurat de organizația non-guvernamentală Moldova pentru Pace și Centrul Comunitar 151 cu sprijinul ONU. Au mai rămas zile numărate până începe anul școlar, iar principala preocupare a părinților care au pici de școală în această săptămână sunt pregătirile. La Moldexpo s-a deschis un târg la care pot fi găsite rechizite, ghiozdane sau uniforme școlare. În medie este nevoie de cel puțin 3.000 de lei pentru a trimite un elev la școală cu toate cele necesare. Natalia este mama a doi băieți, iar în septembrie unul va merge în clasa 1, în timp ce celălalt în a treia. Femeia a mers la târgul de la Moldexpo pentru a face cumpărăturile necesare. Pentru a-și pregăti ambii pici de școală, părinții spun că vor fi nevoiți să scoată din buzunar cel puțin 8.000 de lei. Prețurile sunt cam echiparate, cam mari, dar nu avem încotro. Trebuie să cumpărăm, trebuie să ducem copiii la școală. La capitolul rechizite, alegerea este mare, iar prețurile variază în funcție de buzunar. Prețul unui caiet, spre exemplu, începe de la 2 lei și ajunge la 35 de lei, în timp ce o agendă costă între 12 și 80 de lei. 330 fără geantă, un coș minim. Hai să spunem așa, și plus încă 30 de lei, creioane colorate când am pus. 360. Ghiozdanul, un element indispensabil pentru un școlar, costă între 300 de lei și poate să depășească și suma de 1000 de lei. Numai puțin importantă este și uniforma școlară. Primul element care aleg părinții de obicei sunt blugii. Din așa pereche ajunge între 300 și 350 de lei. Al doilea element este cămașa. De obicei părinții aleg o cămașă albă pentru că așa sunt cerințele la școală și la schimb pot alege și un tricou polo. Și ca ultim element poate fi o centură. În total s-ar primi în jur la 700-800 de lei. Iar o pereche de pantofi poate fi cumpărată cu cel puțin 450 de lei. Pe lângă uniformă și rechizite, picii au nevoie și de echipament pentru ora de educație fizică, care costă în medie 600 de lei. Așadar, un simplu calcul arată că pentru a pregăti un elev de școală, părinții au nevoie de cel puțin 3.000 de lei. Competiția inedită astăzi la serviciul Vamal, angajații patrupezi au demonstrat cât sunt de buni în a descoperi contrabanda. La competiție au participat concurenți blănoși din alte 8 țări. Imediat la știri vedeți ce patruped a fost cel mai bun și care nu s-a lăsat dresat. Locuitorii din capital ar putea plăti la iarnă un tarif cu peste 15% mai mare pentru energia termică. O solicitare în acest sens a fost transmisă de Termoelectrica către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În cererea sa, principalul producător și furnizor de agent termic din capitală cere ca tariful să crească de la 2169 de lei pentru gigacalorie la 2568, ceea ce ar constitui o majorare de circa 400 de lei. Ultima dată, tariful la căldură în capitală a fost majorat la începutul acestui an. Acum o săptămână și producătorul de agent termic de la Bălți a cerut majorarea tarifului de peste 30%. ANRE are la dispoziție jumătate de an pentru a examina cererile. În cazul în care rușii vor sista la iarnă livrările de gaze naturale, Moldova nu va rămâne fără gaz, însă îl va cumpăra la un preț uriaș de pe piața europeană. Acesta este scenariul cel mai prost la care am putea să ne așteptăm, afirmă experții în energetică de la noi. Ieri, guvernul a aprobat planul pentru a evita o eventuală criză a gazelor, despre care specialiștii spun că ar fi unul suficient de bun la această etapă. Cel mai prost scenariu în această iarnă pentru Republica Moldova ar fi ca Gazprom să sisteze livrările de gaz, afirmă expertul energetic Sergiu Tofilat. Rusia însă nu ar putea închide robinetul doar pentru malul drept al Nistrului, iar dacă acest lucru se va întâmpla și malul stâng va rămâne fără gaze naturale. Gazprom poate, la indicația evidentă a Kremlinului, poate sista livrările de gaz în orice moment. Numai că în așa situație, Moscova dă cu piciorul în regiunea transnistreană, pentru că noi, în principiu, tehnic putem aduce gaz din altă parte. Mai avem și niște bani, este cel credit de la BERD, deci cetățenii de pe malul drept cumva se vor descurca, dar în Transnistria asta e imposibil, ei nu au așa
posibilitate să ia gaz și nici energie electrică nu o să aibă. Un alt scenariu ar fi și cel de anul trecut, când Gazprom a redus cu 35% volumul de gaz pentru Moldova, spune Tofelat. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, partenerii externi vor interveni pentru a ajuta țara noastră cu resurse de gaz sau pecură, crede expertul. Totuși, unica soluție la moment ar fi ca ANRE să majoreze de urgență tariful la gaz. Noi, consumatorii, rămânem acum datori față de Moldova Gaz. Și la datoria asta se mai calculează și dobândă. Și noi oricum o să trebuiască să le plătim. Politica tarifară pe care o face ANRE trebuie revizuită. Ca noi, cel puțin vara, să nu acumulăm datorii. Și expertul energetic Ion Munteanu spune că gaz va fi. Problema însă va fi prețul de achiziție al acestuia de pe piața europeană. După care avea riscul de probabilitatea ca să rămână fără gaz nu este una mare. În primul rând, pe atât cât vom demonstra și vom lucra, vom fi pregătiți să discutăm fără gaz în locul la Gazprom, ca probabilitatea ca sistemele de stare livrării gaz natural la Gazprom este puțin probabil. Dacă prețurile de cumpărare gaz natural din piața din România, de exemplu, vor fi la un preț sau din Polonia sau din altă parte, vor fi la un preț mult mai mare sau exagerat și ar exista posibilitatea de pecura în locul gazelor naturale, pentru sistem centralizat, atunci se vor obține economii semnificative de gaz natural. Acum câteva zile, Moldova Gaz a anunțat că cei de la Gazprom au amânat plățile cu doar o săptămână, deși întreprinderea a cerut un răgaz până la sfârșitul anului. Șeful Moldova Gaz afirmă că nu are bani să plătească gazul consumat în august, astfel există riscul ca livrările să fie sistate de la 1 septembrie. Vadim Ceban a cerut ajutor de la guvern în sumă de 15 milioane de dolari. Iar guvernul a aprobat planul de acțiune în cazul izbucnirii unei crize a gazelor, printre care suplinirea rezervelor de stat cu pecură, dar și asigurarea cetățenilor cu lemne și cărbune la prețuri rezonabile. Autoritățile mai iau în considerare și unele măsuri mai drastice, printre care sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte și studiile în regim online. Trecerea învățământului online va fi o măsură într-o situație extremă. La momentul actual nu este luată o astfel de decizie. Deci, cum am spus, cu siguranță putem spune că în septembrie, octombrie și poate în noiembrie copiii vor merge la școală garantat. Experții în energetică cred că măsurile implementate de guvern sunt suficiente la această etapă pentru a ne pregăti de sezonul rece. Mai mult decât atât, în termen scurt, n-ai ce face. Începând cu luna august, Moldova Gaz cumpără gaze naturale de la ruși la un preț record de aproape 1.500 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom a fost semnat în toamna anului trecut pentru o perioadă de 5 ani. Bugetul de stat a fost rectificat pentru a doua oară în acest an de Cabinetul de Ministri. Proiectul prevede cheltuieli cu 4% mai mari față de cel aprobat anterior, dar și venituri majorate cu peste 10%. În acest context, deficitul bugetar s-a micșorat cu 10% și constituie acum 17 miliarde de lei, comparativ cu puțin peste 19 miliarde cât a fost stabilit anterior. Principalele surse de acoperire al acestui deficit sunt cele externe, susține Ministrul Finanțelor. Proiectul bugetului de stat pentru acest an prevede o creștere a veniturilor cu peste 5 miliarde de lei, adică cu peste 9% față de estimările aprobate la începutul anului. În același timp, cheltuielile ajung la 75,2 miliarde de lei, acestea fiind majorate cu aproape 4%. Deficitul bugetar însă s-a micșorat cu peste 10%. Proiectul în cauză de modificare a bugetului anului 2022 este fundamentat pe următorii indicatori macroeconomici. Fără creștere economică, adică o creștere economică zero, nivelul inflației de 33,8% față de 15,7% cât era planificat în aprilie. Au fost făcute rectificări în mod special pentru atenuarea impactului negativ al crizei energetice generată de majorarea tarifelor pentru gazele naturale, căldură și energie electrică. Acordarea compensațiilor lunare pentru consumul de gaze naturale sau energie electrice, adică fondul de reducere a vulnerabilității, care se propune a fi suplimentat la 870 de milioane. Programul de asigurare cu lemne a populației va fi finanțat din fondul de urgență, se estimează în jur de 64 de milioane de lei. Programe destinate protecției sociale din contul
UNICEF, 127 de milioane lei. Ministrul Finanțelor spune că în proporție de 90% veniturile bugetului de stat vor constitui încasările de taxe și impozite. Pe lângă asta a crescut și numărul granturilor pe care le-a primit țara noastră, acestea acoperind 6,5% din suma totală a veniturilor. Budeanschi spune că deficitul din bugetul de stat ar urma să fie acoperit atât cu ajutorul surselor externe cât și interne. Soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2022 se estimează la 101,1 miliarde lei. Ponderea datoriei de stat în PIB la sfârșitul anului 2022 nu va depăși 36,1%, mai puțin decât valoarea aprobată pentru anul 2022 cu 1,2 puncte procentuale. Totodată, Cabinetul de Miniștri a votat și rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat de la 33 de miliarde de lei la 34. Angajații 4PESE ai serviciului Vamal au demonstrat astăzi cât sunt de buni în a descoperi contrabanda. La competiții au participat concurenți blănoși din alte 8 țări. Echipele canine urmează să se întreacă la 4 probe, iar mâine va fi aleasă cea mai bună. Evenimentul a început cu o paradă a inspectorilor kinologi și a patrupezilor din cadrul serviciului Vamal. Ulterior a început competiția cu proba în care vamii și patrupezi au arătat cât de bine ascultă comenzile inspectorilor kinologi. Pas, comanda la picior, se cheamă, mergem la picior în lesă. La competiție a participat și Olivia, unicul kinolog femeie de la serviciul Vamal. De 6 luni, Olivia muncește cot la cot cu Ami. Suntem, practic, partenerii nu numai de serviciu, dar și tot timpul suntem împreună. Am făcut capturi atât la aeroport, cât la Leușeni. Unile, ea este singurul câine din serviciul Vamal care, la fel, lucrează și pe bani, deci e vorba de drog, bani și tabac. Iar dacă Ami s-a descurcat de minune la prima probă, colegul ei, care poartă numele compozitorului Sebastian Bach, nu s-a lăsat dresat de inspectorul kinolog. V-ați supărat pe el? Da, da. Că nu ascultam. Da, ce-i spuneați? Ce nu ascultam? E căldură mare, nu de uite la dânsul. El e plin de energie, dar, mă rog, el la căutare e super. Da, la ascultare, scuzați. La competiție au participat 9 patrupezi din cadrul serviciului Vamal din Republica Moldova, dar și din Georgia, Germania, Marea Britanie, Bulgaria și Turcia. Neila, care a venit tocmai din Georgia, a obținut cele mai bune rezultate la prima probă. Ее зовут Нела, мы уже вместе 4-й год были, пару мелких, очень крупная была, 90 тысяч пачек, тоже очень хорошая находка была. Видимо, я чуть-чуть переживал, но очень хорошо. На компетиции a fost prezent și președintele Parlamentului. Igor Grosu s-a arătat uimit de cât de buni sunt patrupezii în descoperirea contrabandei și a spus că este un iubitor de animale. Total am 3 câini și psici mai multe. Vreau 5 aici, 3 acolo și una acolo, 9. Sunt cu afecțiune, deci ei simt când omul, când stăpânul, da, se comportă frumos, civilizat cu ei. Echipele canine vor concura la 4 probe. Totodată, vamișii urmează să demonstreze mai multe elemente de dresaj pentru ca juriul să evalueze obediența și agilitatea patrupezilor. Iar mâine va fi anunțat marele câștigător. Este pentru al 6-lea an când în țara noastră se organizează competițiile echipelor canine. Seceta din Europa pare să fie cea mai gravă înregistrată în ultimii cel puțin 500 de ani. Nivelul apei din Dunăre a scăzut atât de tare încât se pot vedea nave militare scufundate încă din cel de-al doilea război mondial. Un lac situat la granița dintre Elveția și Franța, care avea 18 metri adâncime, a secat aproape în întregime. Precipitațiile scăzute și o serie de valuri de căldură care s-au manifestat începând din luna mai au afectat debitele râurilor și nivelurile apei la scara largă în Europa. Imagini incredibile au fost filmate pe Dunăre.
Nivelul apei a scăzut atât de mult încât la suprafață au apărut în jur de 20 de nave militare scufundate acolo în timpul celui de-al doilea război mondial. Autoritățile au atenționat oamenii să nu se apropie, deoarece la bord ar putea fi numeroase explozibile. Situația de la lacul Brenet, situat la granița dintre Elveția și Franța, ilustrează perfect amploarea secetei istorice. Rezervorul, care înainte avea 18 metri adâncime, a secat aproape în întregime în această vară. Bruxelles-ul urmărește cu îngrijorare impactul pe care îl va avea canicula record asupra naturii și oamenilor. Potrivit cercetătorilor Comisiei Europene, nu a mai fost o secetă ca aceasta de cel puțin 500 de ani. Locuitorii din sud-estul Franței duc lipsa de apă potabilă. O altă consecință a căldurii și a secetei sunt incendiile. În regiunea Riazan din Rusia, flăcările avansează spre 5 localități. Președintele Vladimir Putin spune că Rusia poate face față și că toate resursele pentru stingerea incendiilor au fost asigurate din timp. Ce admiteți și подчеркнуть. У нас на для реагирования на подобные чрезвычайные ситуации предусмотрены все необходимые средства, силы, ресурсы. În prezent, incendiul a acoperit aproximativ 12.000 de hectare. Stingerea flăcărilor este îngreunată de vreme extrem de nefavorabilă. Temperatura atinge 33 de grade Celsius, iar vântul suflă cu până la 18 metri pe secundă. Atacul rusesc de care se temeau ucrainenii de ziua independenței s-a produs. Cel puțin 25 de oameni au fost uciși, printre care și 2 copii, iar 31 au fost răniți. O parte dintre victime se aflau într-un tren care staționa pe peron, iar o altă parte într-o mașină care abia oprise. Câțiva erau într-o casă din apropiere. Într-un mesaj video adresat Consiliului de Securitate al ONU, președintele Volodymyr Zelensky a spus că 4 vagoane au luat foc. Rachete rusești au fost trase peste noapte și asupra Kievului, fără a provoca victime sau pagube. Atacul cu rachete asupra regiunii Dnipropetrovsk a făcut prăpăd, au fost lovite gara din orașul Chaplinu și zona din jurul acesteia. Atacul a avut loc chiar în momentul în care președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ținea un discurs la ședința Consiliului de Securitate al ONU și a anunțat despre asta. Я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чапліни 4 пасажирські вагони зараз горять. Станом на зараз вбито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранено. Ulterior, bilanțul victimelor a crescut, proiectilele au incendiat mai multe garnituri de teren și au distrus mai multe case din apropiere. Într-una dintre acestea se afla un băiat de 11 ani, pe care tatăl l-a găsit fără suflare. Просто в домі? Да. Я не знімаю вас тут. Да. Він в домі був, це його викинули. Ми там розвалля шукали, це все, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Ніхто не знав. Думали, може, на кришу викинули, а виявляється, ось він тут. Якби з самого початку час. Час він тут лежав, ніхто не знав, що він тут. Хто ж дав, що таке це буде? Un alt copil de 6 ani a murit după ce mașina în care se afla parcată lângă gara din Chaplino a luat foc în urma bombardamentului. SUA califică drept atrocitate atacul rusesc cu rachete asupra lui Chaplino. Despre aceasta a scris pe Twitter secretarul de stat al SUA, Antony Blinken. Rusia nu a comentat atacul, deși majoritatea bombardamentelor rusești vizează clădiri rezidențiale, piețe sau gări. Moscova se încăpățânează să repete că nu atacă niciodată civili. Ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины, пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Șeful administrației militare regionale din Kiev a spus că rușii au tras azi noapte asupra unui cartier al capitalei, însă nu s-au înregistrat victime și pagube. Ministerul de Interne a Ucrainei a raportat că trupele ruse au bombardat 58 de așezări de ziua independenței, un număr semnificativ mai mare de bombardamente decât de obicei. Totodată, artileria ucraineană a bombardat mai multe baze militare rusești, dar și podul de la Nova Kakhovka, ultima legătură între unitățile ruse aflate la nord de Dnipru și bazele din Crimeea. Așa ar arăta acum podul. În ciuda unei perioade de acalmie, au loc ciocniri sporadice de-a lungul întregii linii a frontului. Thank you.
Pe de altă parte, situația rămâne tensionată la centrala nucleară de la Zaporojie. Într-o postare video în care și-au ascuns identitatea de frica de a nu a fi persecutați, locuitorii din Energodar, angajați ai centralei, au cerut ajutorul președintelui și armatei. Сегодня мы, жители этого города, все работники атомной электростанции находятся в заложниках русских войск. Они захватили Запорожскую атомную электростанцию и угрожают всему миру ядерной катастрофой. Оккупанты прикрываются нами, нашими детьми, как живым щитом. Захватчики творят на земле Энергодара геноцид. În evaluarea sa din această dimineață, Ministerul Britanic al Apărării vorbește despre o prezență militară sporită la fața locului, cu transportatoare blindată de personal dislocate la 60 de metri de reactorul numărului 5. Un cuplu din Sângerei a fost reținut ieri în timp ce livra droguri în Chișinău. Oamenii legii spun că au găsit în casa celor doi tineri peste un kilogram de stupefiant în valoare de aproape 1 milion de lei. Aceștia sunt cercetați penal pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Oamenii legii spun că i-au prins pe cei doi în timp ce puneau droguri în ascunzișuri. Tânăra de 25 de ani și iubitul ei de 26 de ani își desfășurau activitatea ilegală pretinzând că sunt angajați la un magazin online în calitate de curieri. Grupul infracțional din care făceau parte puneau în circulație în principal droguri de tip alfa PVP, ceea ce înseamnă niște cristale albe sau roz denumite sare, care pot provoca paranoia sau halucinații, ce pot duce și la automutilarea consumatorului. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au găsit în geanta tinerei 240 de plicuri cu droguri, care urmau să fie distribuite clienților. Ulterior, polițiștii au mers acasă la cei doi, unde au fost descoperite stupefiante în valoare de 900.000 de lei. Suspecții au fost reținuți pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari și riscă închisoare de până la 10 ani. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă aștept și la jurnalul de la ora 20.